Tatălui și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos a înviat. Și slăvit să fie Domnul. Prea iubiții noștri, frați și surori, din toată inima mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Astăzi, dis de dimineață în casa lui Dumnezeu, așa cum spune și această meditație de astăzi, care spune, dar eu sunt în casa lui Dumnezeu și acolo trebuie să fie locul fiecărui credincios, dar mai ales fiecărui ostaș al Domnului, care ne pretindem că suntem ostași. Trebuie să fim un model pentru toți credincioșii din biserica noastră, căci dovada aceasta se arată ochilor, nu ceea ce spunem, ci ceea ce vede. Lumina trebuie să lumineze. De aceea Domnul ne-a chemat în această lucrare sfântă. Și de aceea cu frică și cu cutremur ne apropiem și de locul acesta în care mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, care așa am auzit cum s-a spus că are putere și dă viață celui ce crede. Doar câteva versuri spune așa în meditația de astăzi. Niciun adăpost nu este mai liniștitor decât pacea, petrecerea ascultării în casa lui Dumnezeu, în comunitatea Bisericii Domnului, în rânduielile învățăturilor ei și în Duhul și frățietatea ei. Nici o comoară nu-i mai scumpă ca pacea unui suflet care petrece într-o astfel de ascultare. Noi ceea ce mărturisim, aceea am simțit. Noi nu ne putem explica, exprima cât am vrea să spunem, cât simțim ceea ce Dumnezeu a făcut cu viața noastră, ceea ce Dumnezeu a făcut când ne-a înviat și pe noi, când ne-a slobozit și pe noi din mâna lui Satan. El singurul om, El singurul Dumnezeu care a putut face vindecarea și face oricărui vrea, numai dacă vrea. Un verset așa spune din Evanghelia de astăzi. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Domnul și astăzi întreabă, vrei să te faci sănătos? Eu despre mine mărturisesc că am vrut să mă fac sănătos. Am vrut să-L primesc pe Domnul. Pe mine m-a cuprins o rușine și o teamă, așa când veneam, am de zile la adunare fără să-L cunosc pe Domnul. Un gând îmi spunea, tu mergi acolo, dar tu mergi degeaba. Ca și cum ai merge la școală fără să înveți nimic. Trece ani, trece anul, trece viața și tu n-ai învățat nimic. De aceea mi-am pus în inima mea gândul, Doamne, vreau și eu să te aflu. Vreau și eu să te mărturisesc. Dar să fim foarte atenți că vrăjmașul nu doarme. Chiar când îți pui de gând să mergi, atunci îl pune mai multe piedici și vine cu alte ispite. Dar ce să faci? Dar o să te faci de râs, dar n-ai să poți ține. Dar Domnul care are putere și dacă este în inima noastră, ne dă putere. Dacă îl primim pe El, ne dă putere. Dar să vedem mai departe ce spune, căci spune căci n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Bolnavul n-avea pe nimeni.
Iată, noi avem atâția frați care stau în prejurul nostru și sunt gata cu toată dragostea să ne aducă la Domnul. Și sunt așa de fericit când văd că un suflet se întoarce la Domnul și am acea bucurie. Dar, mai departe spune, iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să ridici patul. Iată, Domnul face vindecare, iar ceilalți spuneau că a călcat sabatul, căci nu ți este îngăduit să ridici patul în ziua sabatului. Iată, 38 de ani l-a zăcut bolnav și nimeni nu s-a interesat de el, decât singurul Domnul Iisus s-a interesat de el. Dacă Domnul Iisus știe tot ce trebuie, deci el n-a făcut păcat când a vindecat. El n-a greșit, căci este Dumnezeu și nu poate greși. Dar noi vrem să ținem sabatul mai presus de Dumnezeu. Iubim ziua mai mult ca pe Domnul Iisus. Iar la versetul 18 spune, tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, fiindcă dezlega în ziua sabatului. Iar fratele Traian spune, el a dezlegat legăturile păcatului în care zăcea omenirea căzută. El a dezlegat legăturile neputințelor noastre. El a legat pe Satana și ne-a dezlegat pe noi. O, ce adevăruri mari, spune fratele Traian, în aceste meditații, care este o hrană bine pregătită pentru orice suflet, numai noi să le cercetăm, să le citim. Hristos dezleagă mereu și astăzi ochii, urechile și sufletul. Dezleagă din robia neștiinței, a superstițiilor, a îngustimii, din lanțul păcatului, tiraniei și răutății, din blestemul legii, intoleranței și urii de orice fel. Oricine vine la Hristos sau la oricine a venit El, acela devine un slobozit al lui Dumnezeu, un dezlegat al lui Hristos, un eliberat al Duhului Sfânt, scăpat din orice legături care paralizează iubirea, limitează Duhul și nimicesc armonia bisericii și fericirii vieții. Iată, prea iubiții noștri, oricine vine la Hristos, oricine a venit la Domnul a fost vindecat. Oricine a cerut cu credință a fost vindecat. La versetul 24 spune mai departe, cine ascultă și crede are viața. Numai cine ascultă și crede, poți să auzi, dar să nu crezi. Nici auzirea cu plăcere și nici primirea cu grăbire nu le-a folosit la nimic, fiindcă n-au avut credință statornică. Vai câte exemple de acestea cunoaștem, spune fratele Traian. Irod asculta cu plăcere pe Sfântul Ioan Botezătorul și stătea în cumpănă neștiind ce să facă. Numai ascultarea cu plăcere nu duce la viață. Numai cine crede și cine se predă total, acela are viața veșnică și făgăduința. Numai cine vine la Hristos are viața veșnică, chiar de aici, de pe pământ. Un astfel de credincios ajunge să fie sigur de ea, cu smerenie și teamă, dar cu încrederea credinței în dobândirea ei. Noi credem puternic în viața veșnică, pentru că Domnul Iisus care este în noi, care este în inima noastră pe care L-am primit, acela ne dă înștiințarea și credința aceasta puternică, așa cum spunem că aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Noi așteptăm cu credință și cu nădejde că Domnul tot ce a spus
va și împlini. Mai târziu ori mai curând, El va duce la îndeplinire. Domnul Iisus a pornit această lucrare și iată, 100 de ani este. Și n-a dat faliment. Chiar dacă au rămas puțin, chiar dacă mulți au dezertat, Domnul Iisus duce la îndeplinire și la sfârșit și la bun mers această lucrare. Cei morți vor auzi glasul, cei morți cu sufletul. Aici vorbește în versetul 25 de cei morți care n-au avut învierea aceasta din moartea păcatului. Și spune că vine ceasul când cei morți vor învia, care vor asculta, vor învia la o viață nouă. Și Domnul strigă și astăzi fiecărui suflet personal și se adresează. Cum i s-a adresat slăbănogului? Vrei să te faci sănătos? El și astăzi ne cheamă și ne caută. Spune fratele Traian mai departe despre dragoste. În versetul 42, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Fariseii și cărturarii spuneau că nu ți este îngăduit să ridici patul. Oare ei ce fel de dragoste aveau față de cel slăbănog? Iată dragostea lor, cum se arată, nu ți este îngăduit. Dragul meu, întreabă fratele Traian, tu ce dragoste ai în inima ta? Dragoste de bani? Dragoste de câștig? Dragoste de șartă? De vreo slabă făptură omenească? Dragoste de lume, de petreceri, de desfrânări? Dragoste de laudă, de slavă trecătoare, de măriri lumești? Dragoste pe pământ, de casă, de prieteni sau de forme, de obiceiuri sau de datin, s-a vorbit aici să nu părăsim Duhul, să nu căutăm slava de șarcă. N-am venit aici să vorbesc pentru ca să mă vadă pe mine, frații, că iată vorbește și El, ci Dumnezeu ne-a chemat la lucru, să mărturisim cuvântul Lui. Și nu este cuvântul nostru. De aceea am ales mai mult să vorbesc din fratele Traian, pentru că el a avut adevărul și a avut dragostea și a avut pe Domnul Iisus. Și tot ce a scris, a scris insuflat de Duhul Sfânt. Orice dragoste care o întunecă sau o întrece pe cea de el este păcat. Să nu iubim mai mult. Frate, mamă, tată, cum s-a spus mai înainte, decât pe Domnul Iisus. Și voi care îl cunoașteți pe Hristos, ușor veți ști ce dragoste au oamenii în inimile lor. Dumnezeu ne-a luminat cu lumina sa și ușor îți poți da seama de un suflet, de ce Duh este însuflețit. Numai din câteva vorbe, numai când stai de vorbă cu El. Ascultați numai la vorbele Lui și priviți la căile Lui și veți afla îndată că din prisosul inimii sale vorbește gura. Iată, preiubiții noștri, Domnul Iisus și astăzi ne caută să ne vindece. Caută oi pierdute și astăzi. El a venit la scăldătoare special pentru slăbănogul, care știa mai dinainte că zăcea de multă vreme și nu avea pe nimeni. Dar să nu fie și vindecarea lui în zadar. El s-a dus la părât la iudei. La părât, căci a vindecat sâmbăta. Și el nu știa cine l-a vindecat, dar găsindu-l în templu, i-a spus, iată, te-ai făcut sănătos, vezi să nu mai păcătuiești. Iată, păcatul îl duce la slăbănogire. Păcatul ne duce și pe noi la slăbănogire și la suferință. De aceea Domnul îi spune, vezi să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva și mai rău.
Iată și pe noi, dacă ne-ai vindecat Domnul, grija cea mai mare să fim cu ochii ațintiți la El, să nu ne abatem, căci vrăjmașul caută să ne abatem din calea aceasta sfântă, din drumul acesta care merge spre Împărăția lui Dumnezeu, să ne abată ori la stânga, ori la dreapta, numai după Domnul să nu mergem. Caută să ne-L fure pe Domnul Iisus din inima noastră, așa cum spune Părintele Iosif, să ne fure miezul și să rămânem cu găocile. Și știe vrăjmașul că dacă ne-a luat pe Domnul din inimă, putem să mergem și la adunări mari, putem să mergem oriunde vrem. Căci asta vrea vrăjmașul, o oaste fără Iisus cel răstignit. Asta urmărește, să rămânem numai cu forma și să ne fure miezul, să ne fure Duhul. De aceea, prea iubiții noștri, este o mare răspundere să vii aici în fața fraților, să mărturisești cuvântul lui Dumnezeu, pentru care vom da socoteală înaintea judecătorului, înaintea tronului de har vom da răspuns și pentru tot ce am grăit, pentru tot ce am spus. Domnul cunoaște inima cu care venim fiecare. De frați putem să ne ascundem, de oameni putem să înșelăm cu vorbe, dar pe Dumnezeu nu putem. De aceea, dacă astăzi mai este un suflet, dacă mai este o inimă care încă nu l-a primit pe Domnul, este timpul, este momentul să nu mai amânăm, căci în curând va fi prea târziu. Cine nu vrea să se mântuiască este din vina lui, pentru că n-a vrut. Așa spune fratele Traian. Mântuirea este pentru oricine crede și vine și ascultă. Dar cine nu vrea, Domnul Iisus nu obligă pe nimeni, nu forțează pe nimeni. Din dragoste El a murit pentru noi și noi tot din dragoste să ne dăm viața pentru El și să ne dăm în slujba Lui. Domnul să ne ajute și în această zi, ca cuvântul să-L punem în inima noastră, să aducă rod și să ne întoarcem cu toții la Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin.